O petrecere pe cinste. De Elena Stuparu. Această carte este o carte de poezie și de colorat. Pentru comenzi, contactați-o pe Elena Stuparu pe contul ei de Facebook. Audiție plăcută. Într-o zi din luna mai, cobora încet la vale, la copacul de pe plai, ursul brun cu blana moale. Și avea în mână un toiac, că e moș, nevoie mare, strigă, mor, ca un pribeac, mincinor, nu mai moare. Și de atâta gălăgie sar să vadă din tufișuri vulpile și lupii mândri, iepurii din ascunzișuri. Ce ai, moșule, de mormăi? Întrebară vulpile. Că se aude peste voi și răsun pădurile. Colo-ndea la primărie, pe tăblița de perete, e lipită o hârtie, un desen cu multe fete. Și ne anunță deci primarul că ne cântă din caval Ioniță pădurarul, că diseară-i mare bal. Bal ai spus? Și ăsta ce-i? Coborâ din vârf spre poale, pupăza din tei, tot bătând des din picioare. E petrecere pe bune și vă rog să anunțați toată lumea din pădure, să veniți și să dansați. Ba, eu vin să cânt cu mătre, zise Mirla cu mult foc, cocoțată sus pe pietre, cu o aripă în mijloc. Pupăză, hai, zboară de grabă și anunță peste voi prepelițe, pițigoi, porumbei și cintezoi. Vulpe, dă tu fuga prin pădure și anunță viezuri, veverițele și jderii, căprioarele și cerbii. Și când soarele apune, se adună la oaltă toată lumea din pădure. Chef ai spus? S-o facem lată! Sus în deal, la primărie, în gorunul de la poartă, s-a încins o veselie că vuiește valea toată. Rândunelele pe ramuri jucau sârba pe săltate, porumbeii strânși și neamuri bat din aripi cât se poate. Vin sticleți fără rușine, că acum e rândul lor, graurul joacă pe vine, barza stă într-un picior. Pițigoi într-una sare, cioara pași făcea înlături, corbul cel cu ciocul tare bate într-una, face găuri. Iar la poale de frasin stă la masă Moș Martin. Socotea cu sârgul cele câte suc și câte miere. De mirare veverița mișca creanga cu lăbuța, căutând cum este locul printre crengi să vadă jocul. Uite, iepuri, urechiații stau în două labe, alții peste cap se aruncă, mare gălăgie în luncă. Vulpea cară sub de zor, lupul stă într-un picior, ceartă o cârtiță rezemat de laviță. Caprele stau toate în rând, să se uite surâzând, și se miră și-și fac semne că sunt vulpile și rete. Și uite așa de-a fi rapă, noi v-am spus povestea toată. Ioniță și un primar, mai poftiți și altă dată.